percheziei de amploare în București-Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și sepelarea banilor, prejudiciu Muria. Polici subliniere ti din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București subliniere ti, DGPMB, sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul București subliniere ti, pun în aplicare miercuri dimineața 8 mandate de percheziție domiciliar în capital sublinierei în județul Ilfov sublinierei 5 mandate de aducere, într-un dosar privind sevâr sublinierea unor infracțiuni de evaziune fiscal sublinierei sepelarea banilor. Potrivit unui comunicat de presă Remisager Press, din datele sublinierei probele administrate în cauza rezultat presupunerea rezonabil ce venuici, administratori de societăți și comerciale cu obiect de activitate în domeniul construcțiilor, folosind conturile a 3 societăți comerciale, cu comportament tip fantom, au înregistrat în evidențele contabile cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni economice reale, în scopul sustragerii de la plata taxelor sublinierei impozitelor datorate statului. Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Poliția Sectorului 4. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.800.000 de lei. Suma supus procesului de sepelare se ridică la 4.700.000 lei. Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Unității Teritoriale de Analiza Informațiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, IPR.